pregătit câteva cuvinte de ale lui Corneliu Baba. Să nu uităm, Corneliu Baba a terminat facultatea de filozofie înainte de a o face pe cea de pictură. Hai să tenem în cuenta că Corneliu Baba primero acabó los estudios de la facultad de filosofía antes que los de la pintura. El are un limbaj elevat atunci când scrie. Și am să vă dau un citat din ceea ce scria el. Îi voi cita algo de lo que él escribía. Noi nici nu ne dăm seama nosotros că de fapt ne luptăm cu Dumnezeu. Ni siquiera nos damos cuenta de que de hecho estamos luchando contra Dios, con Dios. Asta e meseria noastră. De asta este divină. Este es nuestro oficio. Justamente por eso es divino. Asta este de fapt marea problemă a creatorilor care sunt conștienți de limitele existențiale și ale cunoașterii de-a lungul vieții. Este es de hecho el gran problema de los creadores que son conscientes de los límites de la existencia. Fiind artistul, fiind și el tot un creator, el artista siendo el mismo un creador, el se află în luptă cu limitele impuse de divinitate, în are cunoaște. Se halla en lucha con los límites impuestos por la divinidad. De aceea spuneam că la început Corneliu Baba este o conștiință artistică, așa cum de altfel și Goi a fost o conștiință artistică, dacă ne gândim la felul în care a reacționat el la ocuparea Spaniei de către armatele franceze. Por eso Goya representa también una conciencia artística por su manera de reaccionar ante la ocupación francesa. Y dicen que Goya es el primer expresionista por ser capaz de, por ejemplo, los fusilamientos del 2 de mayo y todo eso. Él no mostraba las caras de verdad definidas, sino que lo hacía todo por medio de gestos y cada uno podía sentirse relacionado con él. Goya es considerado un primer expresionista en la pintura fusilada en 2 de mayo. El arată mai mult gesturile celor care au fost executați. Eu n-aș fi de acord întru totul cu dumneavoastră și am să vă spun de ce. Nu estoy totalmente de acuerdo con usted y diría por qué. În primul rând, maniera de execuție a tablourilor lui Corneliu Baba. La execuțiune de los cuadros de Corneliu Baba. Până în jurul lui anului 1980. Hasta alrededor del año 1980. Nu are acea forță specifică expresionismului european. No tiene la misma fuerza específica del expresionismo europeo. În esență, expresionismul european a fost o întoarcere către miturile esențiale, miturile de început ale civilizațiilor europene, ceea ce nu s-a întâmplat cu opera lui Corneliu Baba, s-a întâmplat cu opera lui Ion Țuculescu. Esencialmente porque el expresionismo regresa a los mitos. Esenciales. Y esto no ocurrió con la obra de
Corneliu Baba, sino con la obra de Ion Țuculescu. În același timp, expresioniștii europeni s-au vrut și au încercat să fie artiști total, adică artiști care și-au difuzat talentul în mai multe arte, adică în pictură, în sculptură, în grafică, în afiș. Pe când Corneliu Baba s-a axat numai pe desen și pictură. Al mismo tiempo los expresionistas occidentales quisieron ser artistas totales, tanto en escultura, pintura, pero Corneliu Baba fue solo pintor. Era el director Antonio Calderón, me viene a memoria la situación de análisis que hoy se plantea sobre durante mi instancia en Jazz, concretamente mis relaciones con catedráticos de la Universidad de Jazz y la Escuela de Pintores de Jazz. En tiempo de ședere mele en orașul Iași, en Academia de la Iași, he tenido la oportunidad de observar la importancia que tiene para esos movimientos situados en Jazz el Corneliu Baba. Am putut să verific importanța pe care o are Corneliu Baba și influența lui asupra artiștilor din Iași. Cred că este mare influența lui Corneliu Baba atât în Iași, unde a creat școală proprie, dar și în București, și aș vrea să-mi spuneți dacă se întâmplă asta și în Craiova sau în țară. S-au creat două grupuri, fără să aibă o legătură efectivă între ele. Se creau două grupuri, de admiratori ai operei lui Corneliu Baba și li se spunea Babi, de admiratores de la obra de Corneliu Baba, llamados babistas. Și admiratorii tehnicii și manierei de execuție a tablourilor al lui Alexandru Ciucurencu, le spuneau ciucurentiști. Și los fans de la obra de Alexandru Ciucurencu se llamaban ciucurentistas. Es cierto que la interpretación artística de Corneliu Baba, la mayoría de sus obras están situadas en el retrato y en el contacto directo con el campesino. Quería saber si eso es real, es así. Într-adevăr, portretul pare a fi predominant în opera lui Corneliu Baba, dar ciertamente el retrato es predominante en la obra de Corneliu Baba, pero sunt alte cicluri, cum ar fi ciclul arlechinilor, ciclul nebunilor. Pero hay otros ciclos, como sería el de los arlequinos o el de los locos. Spre exemplu, din notițele lui Corneliu Baba, am să vă citesc câteva cuvinte despre nebunii săi sau regii săi nebuni. Por ejemplo, de las notas de Corneliu Baba, voy a leer algunas impresiones acerca de sus locos. Regele nebun este dedicat în semn de omagiu milioanelor de inocenți, bărbați, femei, copii, victime ale unor tirani, regi și dictatori. El rei loco está dedicat